Efeseni, capitolul 4, versetul 32. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, în Hristos. Iartă repede. Biblia ne învață să fim întotdeauna gata să iertăm. Aceasta este voia lui Dumnezeu și, indiferent ce părere avem noi despre acest subiect, El vrea ca noi să iertăm repede. Conform 1 Petru, capitolul 5, versetul 5, trebuie să ne îmbrăcăm cu caracterul lui Hristos, adică să fim răbdători, înceți la mânie, îndurători, gata mereu să iertăm și plini de milă. Dacă ar fi să definesc mila, aș spune că este capacitatea de a privi mai departe de lucrurile pe care cineva le face împotriva mea și să încerc să înțeleg motivația din spatele acestor acțiuni. Adesea, oamenii fac lucruri pe care nici eu nu le înțeleg prea bine, dar întotdeauna există un motiv pentru care au comportamentul pe care îl au. Poate că sunt îndurerați și nu-și dau seama că îi rănesc și pe cei din jur. Dumnezeu iartă. Trebuie să fim plini de milă și iertători, așa cum El este cu noi și ne iartă greșelile. El nu vede doar greșelile pe care le comitem, ci înțelege și motivația din spatele fiecărui lucru pe care îl facem și este plin de milă și îndelung răbdător. Alegerea de a ierta ne aparține. Dumnezeu nu va obliga pe nimeni să ierte, chiar dacă poate nu înțelege acum. Cred că voia lui Dumnezeu cu privire la iertare este cea mai bună. El poate să întoarcă spre binele tău încercările diavolului de a te distruge. Trebuie să iertăm, ca să nu-i permitem diavolului să aibă un cârlig în viața noastră.